Cele mai titrate echipe ale handbalului românesc, Steaua și Dinamo, se confruntă miercuri de la ora 18 la Sala Concordia din Chiajna în derbiul etapei 8 a Ligii Zimbrilor. Multiplul campion național cu echipa militară, Vasile Stângă, actualmente directorul sportiv al secției de handbal de la Steaua, rememorează atmosfera de la derbiurile de altă dată. Au fost derbiuri interesante, Steaua-Dinamo. Erau, ce să vă spun, evenimentele ale Bucureștiului. Sala polivalentă nu mai avea locuri, era super încărcată, erau suporterii civilizați pe vremurile respective. Era o atmosferă foarte frumoasă, erau niște meciuri extraordinare. Apărătorul Buturilor Steliste, portarul Tudor Stănescu, își dorește cât mai mulți suporteri în tribune. E un derby foarte, foarte jucat și având în vedere că acum 2 ani am jucat finala cu Dinamo, care am pierdut-o pe teren propriu, cred că chestia asta o să ne motiveze în plus să luptăm. Îi așteptăm la fiecare meci să fie alături de noi, pentru că avem nevoie de ei. Cu siguranță pot fi al 8-lea jucător, pentru că altfel joci cu o sală plină. Antrenorul roșialbaștrilor știe că în astfel de meciuri nu contează poziția echipelor în clasament, iar atuul elevilor săi este foame de rezultate. Este o ocazie de a ne reîntâlni cu suporterii, pentru că știm cât de mult contează pentru ei aceste meciuri. Sunt convins că sala va fi plină la ora desfășurării acestei partide și înainte de toate ne dorim să ne bucurăm de handbal, ne dorim să și câștigăm în același timp, pentru că simțim că avem puterea de a face acest lucru. Au trecut 12 ani de la ultimul titlu câștigat și de fiecare dată când vom avea ocazia vom lupta pentru a ne apropia de acest gând. Lovitura de începere a derbiului Steaua-Dinamo va fi dată de vicecampioana mondială la lupte, stelista Alina Vuc.